Cuviosul Teodor, fiind urât de oamenii de casă a episcopiei, care luau cu nedreptate din averile bisericii, l-a otrăvit și pe el. Din această cauză a zăcut cuviosul 3 zile fără glas și sta nemișcat ca un mort, din care cauză în cetate începuse a străbate vestea despre moartea lui. Dar după 3 zile i s-a arătat preasfânta stăpână noastră de Dumnezeu Născătoarea și i-a spus pricina bolii lui, ce-i venise din otrava cea dată în taină, și i-a spus și pe cei ce-i dăduseră otrava. Apoi, scoțând din bazmaua ce-o ținea în mâini 3 boabe, i-a dat lui zicând, mănâncă-le pe acestea, că nu vei mai pătimi de acum niciun rău. Mâncând cuviosul boabele acelea, și-a venit în simțiri și s-a simțit cu totul sănătos. Apoi, sculându-se, a mulțumit lui Hristos Dumnezeu și preacuratei Maicii lui, iar pe acei vrăjmași răi nu i-a mustrat, nici nu a spus cuiva despre ei, ci a făcut rugăciune către Dumnezeu ca să nu le socotească lor acesta ca păcat. Amin.